Iubiți credincioși, ne aflăm la sfârșitul primei săptămâni de post. O săptămână din care am învățat niște lucruri foarte interesante, mai ales prin comparații cu săptămâna care urmează. Și anume, săptămâna trecută, pe timpul acesta, ne pregăteam să ne cerem iertare de la cei cărora am greșit sau să iertăm pe cei care ne-au greșit nouă, ne pregăteam să intrăm în post. Și iată că din prima zi a săptămânii trecute am început canonul Deniei Sfântului Andrei Criteanu și în fiecare seară ne-am adunat aici în canon. Miercuri dimineață am săvârșit liturghia Darurilor Înainte Sfințite, sâmbătă ne-am ocupat de cei adormiți și iată-ne astăzi în Duminica Ortodoxiei, o duminică care se va încheia, bineînțeles, cu celebra cutia lui Moșu, în care trebuie să mai adunăm pentru Fondul Central Misiunilor câte ceva. Important este că am învățat săptămâna trecută un mod de viață, și anume acela duhovnicesc. Uitându-ne acum în calendare și în rânduială, nemai fiind săptămâna aceasta în fiecare seară canon și toate celelalte slujbe, eu vă spun să luați aminte în felul următor. Mesajul bisericii este că viața merge mai departe. V-am mai spus și altă dată și poate credeți că am făcut o fixație vis-a-vis de oamenii care sunt mai mult în biserică decât acasă. Să știți că chiar mă preocupă lucrul acesta, pentru că Părintele Arsenie, Dumnezeu să-l odihnească, îmi spunea că nu se bucură niciodată când vede o femeie de prea multe ori că intră în biserică. Și am spus, cum adică? Dar nu e o bucurie? Ce nu e o bucurie, tată? Eu îmi imaginez ce o fi la ea în casă. Pentru că nu poți să stai așa numai la biserică. Acesta este mesajul, fraților. A început postul. Dar postul nu înseamnă altceva decât a înțelege că viața curge frumos mai departe. A ține un post adevărat nu înseamnă a fi irascibil. Adică cum te-a atins cineva, nu, lasă-mă că-i post. Bă, fraților, am văzut și femei care, atunci când s-a dus soțul sau cineva, s-o îmbrățișe și lasă-mă că-i post. Dar nu asta e postul, fraților. Postul este o atitudine și o blândețe din care trebuie să învețe și celălalt care nu postește. Dar celălalt care nu postește nu trebuie să fie luat de urechi de unul sau de altul. Bă, de ce nu faci ca mine? Dar Dumnezeu trimite ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Uitați-vă ce vreme frumoasă e afară. E adevărat că dacă ieșiți afară e ceva mai frig decât credeți dumneavoastră stând aici în biserică. Dar săptămâna aceasta mergeam la cineva acasă și avea o curte foarte frumoasă și îi admiram un cais care înflorise. Bă, și era așa de frumos. Și bineînțeles că mesajul ăsta al postului trebuie să fie unul desăvârșit. Adică nu trebuie să ai o mină de-aia așa cu ochii până în pământ, de parcă te-a supărat toate hidrocarburile și au venit peste tine criza glicemică de la ora 11 mereu. Nu! Și eu, încercând să mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat un așa prilej, intrând în casa omului să apreciez ceva, m-am și apucat să-i spun, ia uitați ce frumos, gata, vine primăvara, una alta. Și l-am văzut că cu cât ziceam eu ceva mai de bine de primăvară și apropo de caisul din grădina lui, cu atâta el era și mai înverșunat. Și am zis, mă, să nu-l întreb ce are, că cine știe ce-mi răspunde. Dar mi-a răspuns el fără să-l întreb. Și mi-a zis, zice, da, părinte, da, dar săptămâna viitoare vin niște geruri și vine bruma. Zic, auzi, dar nu ne putem bucura astăzi, că poate nu veni gerul. Acum, nu vreau să fiu cârcotaș, dar uitați-vă ce ne spuseră mai de ună zi frații noștri că o să fie azi nu știu ce vânt și nu știu ce, uite că n-a fost chiar așa. De ce ne anticipăm necazul? Pentru că s-ar putea să nu existe. De ce să trăim noi numai așa cu gândul la cele rele? Bun, să zicem că vine un ger și nu o să mai mâncăm mere din România. Mă, fraților, câte mere din România ați mâncat voi când ați făcut piața de la hipermarketuri? Hai bă să fim serioși, mă. Să trăiască și frații noștri turci, dacă așa vrea Dumnezeu, asta este. Turcia e Asia Mică, de altminte, pe acolo au călcat piciorul Mântuitorului. Ce avem noi cu ei? Sau frații greci? Trebuie să vedem că Dumnezeu are o imagine asupra întregii lumi.
Mai spuneam și în seriile trecute despre faptul că Dumnezeu țese din păcatele și din virtuțile noastre, din tot ceea ce face toate zilele, țese un tablou foarte frumos, decât că din păcate noi nu îl vedem decât pe dos. Noi vedem ca și când ne-am întoarce așa un goblen. Dumnezeu a făcut goblenul frumos și noi ne întoarcem. Uite câte noduri aici, uite ce s-a întâlnit galben ăsta, ce-ți caute cu negru ăsta. Și începem să judecăm numai după dos. Adică, după dos ce înseamnă? Dar de ce, Doamne, mi-ai dat pe șeful ăsta? De ce, Doamne, m-ai întâlnit cu ăla? De ce nu? Păi da, ne-am întâlnit în spate. Dar dacă întoarcem viața frumos pe partea ei, vedeți ce frumoasă este? Vedem cum se întâlnesc două nuanțe frumos și se armonizează? Da, dar Dumnezeu lucrează în spatele nostru și ne așează gândul cum trebuie să vedem. Și postul este acest gând. Dumnezeu vrea să înțelegem de ce ne întâlnim cu oamenii, de ce sunt anumiți oameni lângă noi și nu sunt alții, pentru că pe partea cealaltă se țese frumos. V-am mai spus și altă dată că erau doi pictori, unul tânăr și unul mai bătrân, maestrul. Și rataseră răsăritul și au așteptat apusul. Și la apus, maestru admira și își încadra deja viitorul tablou, la care ucenicul zice, foarte frumos, zice, ar mai trebui ceva, zice, da, ar mai trebui un portocaliu în partea dreaptă. Noi, acum, suntem cârpătașii aceia care îi spune lui Dumnezeu și cum să arate un apus de soare. Noi trebuie să luăm lucrurile așa cum sunt, pentru că ele sunt frumoase, dar s-ar putea ca noi să nu vedem frumusețea, v-am spus că noi o vedem pe dos. Dacă ne obișnuim să vedem pe față, cu siguranță că și postul o să le înțelegem așa cum se cuvine. Și revenind la oile noastre, la postul nostru, eu m-am gândit să vă spun acum câteva cuvinte pe care le-ați auzit în mare parte, vis-a-vis de post. V-a să zic că a fost o săptămână foarte încărcată cu slujbe și mai departe și acum, dacă vă uitați, dacă vă duceți la mănăstire fără discuție, slujbele sunt în continuare, în fiecare zi și mai departe. Dar mesajul pentru noi este că viața merge mai departe. Și revenind la femeia aceea de care Părintele Asine nu era așa de mulțumit că stă mai mult în biserică decât pe acasă, trebuie să știm cum să împărțim lucrurile. Și dacă vom fi atenți să dăm și cezarului ce sunt ale cezarului și Dumnezeu ce sunt ale lui Dumnezeu, cu siguranță că vom învăța că și postul acesta nu este altceva decât un ajutător pentru noi. Dacă vom face din post un scop în sine, toată ziua veți sta să calculați ce trebuie să mâncați. Pentru că foamea imediat intervine. Mi-aduc aminte că acum vreo 15 ani era o dietă a unui ducan. Nu mai știu ce trebuia să facem. 9 kg în 14 zile sau 14 kg în 9 zile. Nu mai știu cum era. Cert este că vreo săptămână parcă mi-a luat Dumnezeu mințile. Mă gândeam ce o să mănânc peste 3 ore, câte, scrie acolo, 6 măsline la ora cutare. Vă imagine, deci e clar că am patinat. Dar trebuie să mă mărturisesc în fața dumneavoastră. Și să vă spun, nu cumva să faceți din post ce am făcut eu atunci o săptămână, dar mi-a trecut. Nu știu acum, v-am zis, care erau toate cele, dar spunea, încep dimineață cu un ou, după aia nu mai știu cu ce. Da, dacă vom lua așa și vom spune, bun, mâine facem fasole, n-am făcut nimic, înseamnă că postul este o corvoadă, nimic nu este o corvoadă, totul este firesc. În momentul în care un lucru devine apăsător, vă spun cu mâna pe inimă, mai bine nu mai faceți. Vă spovediți, părinte, uite, n-am putut, că mama ta mi-a zis să îmi asum și stăm de vorbă față către față să vă învăț cum se ține post. Postul nu se ține așa că se ține. Tipic și la inimă nimic, zicea părintele Asenie. De la post trebuie să avem un anumit avantaj, dar nu o târguială. Nu ne târguim cu Dumnezeu, Doamne știi, hai că mai încerc și săptămâna a doua din post. Dar vezi că are nepoata un examen pe data de votare și ai grijă ce faci. Asta e o târguială, n-a făcut nimic. Postul trebuie să fie ținut nu prin sine, ci pentru noi. Nu trebuie să calculăm câte
câți cartofi sau câtă fasole trebuie să mâncăm, ci pur și simplu trebuie să știm că nu numai organismul are nevoie de o anumită dezintoxicare. Cam asta de vorbă și cu frații noștri, rovegani și așa mai departe, lacto, ovo, vegetarieni, și le-am spus că nu are nicio legătură postul cu ceea ce fac ei. S-a dus cineva la doctor după vreo 20 de ani de când nu mai mânca deloc carne, mâncase numai pește și a zis, aoleu, aveți niște analize, i-a făcut ochii mari, cele mai proaste, n-am văzut așa. Eu nu știu câți ani, dar zice, cele mai proaste. De ce? Zice, cum, doamne, eu am mâncat numai pește. Zice, dar cum l-ați mâncat? Păi, vai de mine, dacă credeți că pește se mănâncă așa, vă rog frumos. E posibil să, bineînțeles că făcuse mare greșeală, îl mâncase numai prăjit și așa mai departe. Nu contează pentru organism ce mâncăm, cât contează cum mâncăm. Acum, pentru post, să știți că nu mai dăm la întors. Postul e post și atât. Dar dacă tot e post, nu vreți să avem și un beneficiu pentru noi, nu numai pentru organism, ci pentru sufletul nostru care să înceapă să meargă mai departe. Să înceapă să treacă dincolo de grija mâncării, pentru că și aici este o mare cursă pe care o întinde tocmai rânduiala postului. În loc să avem mintea limpezită, noi avem mintea numai la galantar, să vedem ce mai e și ce nu mai e. V-am spus că am văzut prin magazine oameni în toată firea Domnului. Pe toate borcanele întoarceau să vadă dacă e acolo, scrie caseină sau nu scrie caseină. Scrie, are și poate conține urme de coș de ouă sau nu. Păi, fraților, nu e post, nu e post, iertați-mă. Ori îl ții, ori nu mai ții. Important este acest mesaj, că viața merge mai departe și merge frumos dacă noi o lăsăm să meargă frumos. Să vă dea Dumnezeu un post ușor, iar pentru cei care și-au propus să țină numai prima săptămână sau ultima și așa mai departe, le spun că acest lucru îl pot discuta numai după ce se întâmplă. V-am spus, nu putem să lucrăm cu premeditare. Pentru că dacă mie îmi spui că o să mai țin părinte și ultima săptămână, înseamnă că încalci postul cu premeditare. Dacă îmi spui însă la sfârșitul postului că n-ai reușit decât prima și ultima, atunci e altceva. Așa ți-a ieșit. Poate că tu ai vrut altceva. Și exact cum zicea Părintele Arsenie, tată, faceți ce puteți, de restul vă spovediți. Eu de-abia aștept să vă dea Dumnezeu un post ușor, cu zâmbetul pe buze, și să nu uitați că zâmbetul este de post, nu e de... E de fiecare zi. Să nu credeți cumva că o să cunoască lumea că postiți numai dacă stați serios așa. Nu. Trebuie să aveți întotdeauna o atitudine. Și cu asta închei. Se spune că odată un mare, mare învățător a fost cooptat să organizeze o grevă. Și a organizat omul tot, cum să faceți, cum să asculta oamenii, și când se înceapă greva cu jumătate de oră, le-a zis, să știți că eu nu mai merg. Păi și cum adică, dar nu ne-am pus toată încrederea lui. Nu se poate, dar avem toți oameni, dacă nu mai mergi mai tare, înseamnă că nu mai merge nimeni. Zice, înseamnă că sunteți de serios. Zice, dar ce, voi m-ați angajat ca să fiu serios sau să urmez adevărul? Postul nu e ceva în sine. Postul este urmarea adevărului. Să nu ne pomenim cumva la sfârșitul postului că cine știe ce rețetă am urmărit ca să ajungem acolo. Nu asta e rețeta. Rețeta este în sufletul nostru. Trebuie să ne transformăm pe noi și să trăim frumos. Ăsta este postul. Restul sunt povești. Să vă dea Dumnezeu sănătate multă, spor și ajutor. Săptămâna aceasta, după cum bine v-ați uitat în calendare, vineri avem sărbătoarea Bunei Vestiri, liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Miercuri dimineață, însă de la ora 8, așa cum ne-am obișnuit deja, avem liturghia Darurilor Întesfințite și vă așteptăm cu mare drag să fie o sărbătoare, orice zi însorită sau orice zi ploioasă. Trebuie să vedem în frumusețea pe care Dumnezeu ne-o dă, orice ne dă Dumnezeu. Sănătate multă și post ușor!